Weekend plin de incendii în județul Argeș. Flăcările au cuprins locuințe din Recea, Buia de Jos, Ștefănești, Cicănești, Câmpul Lung și Cetățeni. De fiecare dată, pompierii au intervenit prompt la fața locului și au stins flăcările. Din fericire, în urma incendiilor nu au existat victime omenești. În schimb, pagubele au fost unele însemnate. În aceste perioade reci, când temperaturile scăzute determină cetățenii să forțeze sistemele de încălzire, pompierii argeșeni ajung să aibă în 24 de ore cel puțin o intervenție la stingerea incendiilor provocate de aceste sisteme. Uneori, se întâmplă ca în aceea zi să aibă 3 sau poate chiar 4 intervenții de acest tip. Cauza des întâlnită este coșul de fum, fie deteriorat, fie neprotejat termic față de elementele combustibile sau ne-am plasat corespunzător față de acestea. Se neglijează verificarea centralelor termice și verificarea coșurilor de fum, care, într-un caz nefericit, pot duce la pierderea agoniserii de o viață. Este mai la îndemână să prevenim aceste situații de urgență decât să suportăm consecințele defavorabile.